din partea inspectoratului pentru situații de urgență și a colegilor mei paramedici din Isu Vrancea, aș dori să adresez mulțumiri domnului președinte al Consiliului Județean, reprezentanților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Regiunea Sud-Est Constanța, pentru eforturile depuse până în prezent privind achiziționarea acestor trei ambulanțe, două tip B și o ambulanță tip C, prin programul operațional regional, ambulanțe care vor intra în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Sagnea, județului Vrancea. În prezent, după cum cunoașteți, SMURD Vrancea funcționează doar cu patru ambulanțe tip B, la nivelul celor patru subunități pe care le avem în teritoriu, Focșani, Adjud, Vidra și Panciu. Și deocamdată intenționăm ca cele două ambulanțe tip B primite prin port să le utilizăm la două din cele patru subunități, la Focșani și la Adjud, astfel încât înlocuind ambulanțele care le avem achiziționate sau primite prin Ministerul Sănătății, cele de la Ministerul Sănătății să devină o rezervă operativă, astfel încât orice problemă tehnică vom avea la oricare din cele patru ambulanțe operaționale, să putem păstra cele patru echipaje SMURD în Vrancea operative, astfel încât să nu fim nevoiți să avem întreruperi privind intervenții.